Bine ați venit! După ani și ani? Și mări și țări? Nu, din decembrie. În decembrie am fost ultima oară. Deci anul trecut a fost. Anul trecut, ultima. Da, în 2019. După ani și ani. Deci, da, după, după luni și luni a venit după el. După luni și luni. O aplauză. Da. Vrei? Un, doi, trei. Bravo, asta atât s-a putut. După an luni și ani, o aplauză. Dar ești pe... Uite, ăsta în Argentina se numește tricou COVID. Vezi, are toate astea, așa că... Am zis, ok, hai să-l aduc și în România. Dacă dușești, da, mulțumim. Bine să te mângâi, dar nu... Apropo de mângâiat, tu ne-ai mângâiat pe noi cu o veste minunată. Premieră la voi. Stai, lasă asta. Înainte să ne lăudăm. Ah, okay, okay. Avem înainte. Alături de noi un campion care pentru prima oară, venit din România, face parte din topul Billboard... Alături de al de Beyoncé, astea... Alea, Jennifer Lopez, ăștia. Bine. Partea latino, nu? Cu Shakira, Maluma... Enrique Iglesias, ăștia. Dau interviuri în Argentina prin Skype și, mă rog, telefon zilnic. Am fost surprins, deja ajunsesem aici, să văd că albumul meu a intrat în Billboard și că sunt singurul european care... a făcut genul ăsta muzical. Aparte de cumbia, am făcut ceva inedit, am ales instrumente inedite din piatră, din piele, cutiuță braziliană, am avut o piesă în care am folosit unghii de animal, de capră, care îți dă senzația de mare. Se aud valurile mari. Unghiile de capră și... dau senzația de mare? Da, 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 da. Și de totul mică, se face live. Ce dau senzația? Nu știu. The way, la asta nu m-am gândit. E, uite că m-am gândit eu. Și m-am mai gândit la o chestie, ești plin de bani. Ah, ce bine ar fi. Băi, copii, mă, voi sunteți niște proști, mă. Mă, dacă nu veneați în emisiunea asta, să vă deschid capul. Tripla tariful, mă. Păi da, sunt pentru un billboardean. Billboardeanul trebuie să fie plin de bani. Billboardeanul plin de bani. Trebuie, dar cariera s-a oprit din pandemie, toate concertele s-au anulat. Există șansa. Să pună gente de zona la mâna pe telefon sau pe Enrique Iglesias, ăștia nebunești. Să sune. Nu, e cântăreț ăștia. Să sune, să zică: băi, Radu, hai bă să facem o piesă împreună, mă, că te-am auzit, adică acum dacă ești în topul ăsta. Există șansa asta? Există șansa, doar că ei costă foarte mult. Deci eu îți spun atât, păi, da, să ce bani. Costă că te sună ei? Deci dacă cumva, uite că am martor aici, pune mama naiba sau mama Ana mâna pe telefon Jennifer Lopez, te sună și nu spui de mine, să spui, băi, unul la păi București. Păi ți-o aduc la tine aici, ce mai? Normal că la dacă o aduci-o și prima oară. Că de văzut am mai văzut-o, de pupat am pupat. Ah, bine. Deci, s-o aduci și s-o lași, să-i spui, băi, că îi dau ce vrea. S-o aduc și tu dacă poți să o oprești. Asta zic, toată șmecheria. Păi de ce? N-am luat cărnele. E ușor să ajungi pe culmile succesului. Greu este să te menții. Lasă, colega, dacă vine, te rog eu să scoți lanțurile alea și lacătele alea bune. Coleg. Unde-ți mai bine? O legă aici de platou. Bicele-ți trebuie? Nu, fără bicele la început. Dacă vrei, puteți să ne luăm de la colegul. Eu nu iau, că asta se numește COVID. Eu nu pun mâna ferească Dumnezeu. Ce cântăm astăzi? Cântăm Me Rovo El Corazon, o piesă de pe acest album, compusă de unul din producătorii lui Luis Fonsi. Gata, mă! Haide, mă, că ne lipim! Maluma lui Fonsi ăsta! Despacito! Ah, nu, voi da. Ascultați-mă, scuze, pe mine și o să ajungeți departe. Faceți contacte scurte. Așa am făcut și așa a fost. Cu cine ați venit? Repede, prezinte și păi. Fac parte din proiectul Asociației Georgian Design și Artiștii. Sunt dansatorii noștri. Înainte de emisiune ne-am întâlnit cu prietenii noștri, familia Daminescu, care vă salută și, sunt cu noi în proiect. Bun. Un proiect de fusion care este înregistrat la Osim și vrem să facem cât mai multe spectacole, evenimente, asta pe partea de România, până când eu mă întorc în America de Sud. Păi ei și pe ei în America, nu, mai bine. Aș vrea să iau în America de Sud, cum să nu, și pe voi. Și tu și după. Să ascultăm piesa, eu îi studiez, dacă nu dansează bine, îți spune după. Bine. Muzică maestră. Pero está lejos de mí. Sé que un día volverá.